În cazul șocant al abuzului sexual la care a fost victimă un copil de 7 ani din Petrila, o echipă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, împreună cu reprezentanți ai Direcției de Asistență Socială Petrila, au evaluat starea victimei, dar și situația familiei în care aceasta trăiește. În urma anchetelor s-au luat și primele măsuri de urgență. Pot să vă spun că am participat la tot ce a implicat audierea minorului, celui de 7 ani. Totodată, un psiholog din cadrul direcției a participat și la audierea și la toată procedura cu minorul de 15 ani care a săvârșit abuzul. Pentru minor s-a dat mandat de arestare pe 20 de zile, iar băiețelul de 7 ani a fost ieri evaluat de către DAS Petrila și reprezentanții direcției și s-a propus pentru el consiliere psihologică și includerea în cadrul unui centru de zi, deocamdată. În acest caz s-a implicat și inspectoratul școlar. Am luat legătura cu unitatea de învățământ. În ceea ce privește partea de consiliere și sigur, vom fi alături de elev, alături de familia lui, oferind toate serviciile necesare.